expoziția găzduită și vernisată astăzi va fi accesibilă pentru publicul larg, pentru toți doritorii, parcursul unei luni întregi până pe data de 22 decembrie. Deci noi avem aici artefacte unicat despre care s-a discutat în speță arme albe, arme de luptă din timpurile lui Ștefan cel Mare, care ne arată inclusiv și legăturile comerciale pe care le-a avut Marele Ștefan cu vecinii săi mai apropiați, dar și mai îndepărtați. Una din cele mai complexe personalități ale istoriei universale și în același timp sunt multe necunoscute, mai ales în ceea ce privește originea familiei sale a Mușatinilor, cât și a datei sale de naștere, a întregului neam al său. S-a făcut un arbore genealogic al lui Ștefan cel Mare, dar care evident că mai trebuie completat și cu alte rude pe care le-a avut. De asemenea, se cunoaște mai puțin despre cultura scrisă din timpul lui Ștefan cel Mare. Dincolo de cronicile clasice, se pare că au mai existat schimburi de scrisori între Ștefan cel Mare, papalitate, nu doar cele cunoscute, ci și altele, pe care, din păcate, le păstrează arhivele din Europa Occidentală. Va mai trebui cercetată această personalitate a lui Ștefan cel Mare pentru a spune cândva că îl cunoaștem în întregime. Au fost descoperite, marea majoritate, în situl arheologic Curtea Domnească la Vaslui. Curtea Domnească de la Vaslui a fost o reședință domnească temporară construită încă din timpul lui Alexandru cel Bun și continuată construcția de către Ștefan cel Mare, cel care așa a dat ocolul târgului Vaslui și a închegat orașul. De aceea, multe din obiecte, vârful de lance de suliță, obiecte meșteșugărești, obiecte agricole, au fost descoperite în această curte domnească, iar obiectele cu caracter spiritual au fost descoperite în capela Curții Domnești, Biserica Domnească din Vaslui. Cea mai valoroasă din cele expuse aici este o spadă, o puteți vedea, de două mâini, așa se numește, spadă moldovenească de două mâini, care este foarte apropiată de spada lui Ștefan cel Mare, ca informație. Perioada, epoca lui Ștefan cel Mare, dintre 1457-1504, a fost o epocă a țării Moldovei de înflorire, de creștere, de dezvoltare economică, de un spațiu plin de biserici și mănăstiri, cum le-am numit eu, oaze de liniște sufletească și, de asemenea, și despre o cultură materială și spirituală, putem vorbi în acea epocă. Expoziția ilustrează cu precădere obiecte de luptă și arme, pentru că vorbim de un timp al războaielor. Evul Mediu, prin definiție, a fost un timp al războaielor, unde demnitatea și onoarea cavalerească se câștigau numai pe câmpul de lupt. Pentru a fi domn sau un om însemnat, trebuia să îți arăți maestria alta în război și numai pe câmpul de lupt. Așa se câștigau funcțiile. În același timp, vorbim de o țară a Moldovei care a trebuit să-și construiască un sistem de apărare defensiv, începând de pe linia Nistrului, de la Odin, Soroca, Orhei, Cetatea Albă, Chilia, Tighila și așa mai departe, până la cetățile de interior ale țării Moldovei, de la Suceava, Neamț, Roman, Pârlat, Berheci și așa mai departe. Ștefan cel Mare a fost cel care, așa cum cred și tin să cred că știți, a fost, cel puțin în spațiul
românesc, considerat cel mai mare conducător al românilor din toate timpurile. Primul român, mi s-a mai spus. Pentru că Ștefan a arătat lumii întregi că poate să gospodărească, să conducă o țară cu chipriță, înțelepciune, cu, de asemenea cu mult tact și diplomație, în așa fel încât din țărișoara mică pe care a preluat-o de la Petru Aron, pe care l-a alungat din Moldova, a reușit la sfârșitul domniei sale, când, știți foarte bine, la 2 iulie 1504, a fost dus la Putna și mormântat în necropola sa de familie a Mușatinilor, la mănăstirea Putna, unde, dacă aveți posibilitatea să o vizitați, îi veți vedea și mormântul, deasupra căruia și acum arde o candelă nestinsă a sufletului neamului românesc. În ceea ce îl privește pe acest mare voievod, nu noi, adică dumneavoastră, moldovenii de dincoace de Prut, sau noi, cei de dincolo de Prut, l-am considerat pe Ștefan ca fiind mare, ci în primul rând, contemporanii din Occidentul medieval, adică alții, deja ne-au atras atenția asupra unei figuri luminate ca cea a lui Ștefan cel Mare, ca un mare conducător militar. El a fost neoficial numit și șef al coaliției anti-otomani în Europa. După lupta de la Vaslui, de la 10 ianuarie 1475, deja Papa Sixt al IV-lea spunea că mărit de voievod te considerăm un atlet al lui Hristos. Adică un om care nu numai că ești cu credință într-un Dumnezeu, dar ești și un atlet, un oștean al atorării credinței creștine. Ștefan cel Mare a fost considerat în același timp în istoriografia poloneză, ungară, la Vatican sau în cancelarele occidentale medievale, ca fiind cel mai discusit conducător militar din întregul spațiu al Europei centrale și de sud-est. Este și cel care a reușit pe câmpul de luptă să își câștige demnitatea și respectul mai ales prin faptul că a învins armate foarte mari. Se vorba în primul rând de armata otomană pe care a învins-o la 10 ianuarie 1475 în celebra bătălie de la Vaslui Podunal, considerată cea mai mare bătălie terestră a Iercului Mediu European. De asemenea, de Imperiul, pe lângă Imperiul Otoman, vorbind de regatul Ungariei, condus atunci de Matei Corvin, pe care l-a învins în lupta de la Baia, 1465, și desigur chiar și de regele Poloniei, pe care l-a învins, regele Ioan Albert, în 1497, în lupta de la Codrii Poznin, județul Suceava din România. Revenind la această expoziție, trebuie spus că armele pe care le vedeți, toate au fost folosite în acea epocă, chiar dacă ele nu au fost neapărat realizate, fabricate, ca să spun așa, făcute în țara Moldovei. Ele erau făcute în Occident, cu precădere, mai ales în Ungaria, Polonia, chiar și în Transilvania erau câteva ateliere de arme pe care Ștefan le-a cumpărat pur și simplu. Tot Ștefan este cel care pentru prima dată introduce instituția mercenariatului în cadrul oștirii sale. Adică pe lângă oasta cea mare a oamenilor liberi, a țăranilor, ca să fiu mai direct, existau cetele boierești, în care fiecare ceată boierească era condusă de un boier și avea de asemenea oștenii săi, dar exista și o armată profesionistă a mercenarilor, unde deja aceia erau plătiți special pentru a antrena pe ceilalți în alta războiului. Aceia purtau deja și armură și aveau echipamentul complet de luptă. Câteva din piesele pe care le veți vedea, nu mă refer aici neapărat la vârfuri de lance, de suliță sau la altul cu săgeți, care acestea evident că se făceau în spațiu țării Moldovei, ci mă refer mai ales la armele de tip Badorovka, adică tip poloneze, se făceau în ateliere poloneze, Ștefan le comanda special, le cumpăra, le aducea în țara Moldovei, de asemenea aducea inclusiv după încheierea păcii cu Imperiul Otoman, a făcut import de arme și din spațiul turcesc.
de după 1484, e vorba de acele sârbii, Chiliș se numesc, o să vedeți pe etichetă. De asemenea, și din lumea arabă chiar a importat spade de tip Shamir. Și, evident, și din lumea regatului Ungariei, după ce a încheiat pacea cu Matei Corvin. De altfel, la Vaslui deja se împăcase cu Matei Corvin, pe care l-a învins, vă spuneam, în 1465 la Baia, și deja acest rege, Matei Corvin, l-a ajutat cu câteva trupe ungurești în lupta de la Vaslui. În ceea ce privește cultura materială, ea este ilustrată prin ceramica de uscat și cea decorativă, pe care o puteți vedea în vitrină, de asemenea câteva unelte agricole și meșteșugărești și, evident, vorbim în timpul său și de o cultură spirituală. Este cel mai mare titor al țării Moldovei, toată salva de mănăstiri și biserici pe care o puteți vedea și la dumneavoastră, și dau exemplu, în primul rând, Mănăstirea Căpriana, dar și dincolo de Prut, la noi, vor fi de la, începând din județul Suceava, care deține cele mai multe biserici și mănăstiri construite de Ștefan cel Mare, e vorba de Biserica Arbore, construită chiar în timpul lui Ștefan cel Mare, adică între un boier Arbore, de asemenea Pătrăuți, Sucevița, începută de el, Muhumor, Voroneț, Putna, nu mai spun, de asemenea în județul Vaslui a construit Biserica Domnească Căierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica Dormirea Maicii Domnului Mârlaț sau Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Cuși. Pe lângă aceste biserici, în orașe a înzestrat toate orașele și cu curți domnești, cum este cazul la Vaslui, la Piatra, la Suceava, aproape toate orașele din regiunea Moldova, să zicem acum, adică din partea românească a Moldovei. Și, desigur, să nu uităm și de cetățile de apărare pe care le-a gândit în așa fel încât să aibă pavăză atât la granița cu Transilvania, de unde putea veni până la un moment dat pericolul maghiar, în partea Poloniei, în nordul județului Suceava, în Bucovina de Nord, dacă poate vă este mai cunoscut, și, desigur, în partea estică, cum vă spuneam, cu acest sistem de apărare cu cetățile de pe malul Nistru. Ștefan cel Mare, și cu asta închei ca să nu vă plictisesc, se poate vorbi foarte mult despre Ștefan cel Mare, vorba unui clasic în viață ca din sală, dacă mă pune să vorbesc, stau mai multe vorbă, dar nu este cazul, vreau să profit de rătarea dumneavoastră. Închei prin a spune că singurul numitor comun între noi și voi este acest strămoș al nostru comun, Ștefan cel Mare, cu care este firesc să vă mândriți și dumneavoastră și noi, pentru că este atunci când s-au scris sau se rescriu tratate de istoria lumii, la capitolul Evul Mediu, îl întâlniți pe acest Ștefan cel Mare la loc de cinste. N-a fost un oarecare. A fost un trămoș cu care noi putem să ne mândrim. A dat exemplu de forța exemplului personal. A fost cel care a reușit să scoată din balta de sânge a omenirii o țărișoară care nu însemna nimic până la el și pe care a pus-o pe harta a Europei. Nu mai începeau cronografele occidentale fără a nu fi inscripționate și cu acest râm numit Țara Moldovei. Prutul era axă de civilizație și nu graniță, deci lega cele două pământuri și contopeau această întreagă Țara Moldovei. De asemenea, tot datorită lui Ștefan cel Mare, nu trebuie uitat și asta, putem vorbi și de o extindere a spiritualismului și la sud de Dunăre, până la Muntele Alus. Ștefan cel Mare a fost unul din mari donatori ai mănăstirilor de la Muntele Alus. A făcut, de asemenea, orașele țării Moldovei. Pe toate le-a înzestrat cu pământul, dar nu din visteria țării, ci din banii familiei sale domnitoare a mușatinilor și fiecărui oraș i-a lărgit teritoriul prin cumpărarea personală a satelor din jur. Cel puțin în partea românească, dar și la dumneavoastră e același fenomen, cu Chișinău, cu Soroca, cu Orheiu și cu cetatea Albă Chiria. Și ca atare, și cu asta chiar închei, este bine ca în câteva momente ale vieții noastre trecătoare să ne aducem aminte de acest mare strămoș al nostru și să ne amintim faptul că
dacă alții își construiesc popoare care astăzi se consideră civilizate, își făuresc o istorie pe care de fapt nu o au așa îndelungată, noi o avem. Important este să știm să o respectăm. Vă mulțumesc! Pentru completare despre structura expoziției noastre de astăzi, aici în sala de la Colț noi avem artefactele aduse de colegii de la Vaslui. În sala următoare sunt originalele pe care le-au scos la iveală stimații noștri colegi arheologi din situl medieval de la Cosăvu. A treia sală este dedicată unei locații absolut noi pentru toată istoria Moldovei, o spun la general și din partea cealaltă de Prut, asta este palatul unui urmaș al împăraților bizantini, care se află aici, alături de cetatea Soroca, la câțiva kilometri, și artefactele pe care dumneavoastră o să le vedeți, și această locație urmează, sper eu, cu sprijinul și ajutorul colegilor de la Vaslui, să o punem în circulație, ca ea să poată să fie accesibilă pentru cât mai multă lume care să se facă cunoscută cu istoria noastră. Acum dați-mi voie să îi dau cuvântul doamnei Ala Lecov, vicepreședinta Răvonului Soroca. Doamna Ala, stimați oaspeți, onorabili asistență, în numele Consiliului Raional Soroca, sunt foarte mândră să vă salut astăzi în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat din municipiul Soroca la vernisajul expoziției tematice Epoca lui Ștefan cel Mare, reprezentată în patrimoniu muzeal de pe Anghele Maului Academistului. Acest eveniment transfrontalier care este din acest proiect care este implementat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean Vaslui Ștefan cel Mare, proiectul care se numește Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun. În cadrul acestui proiect au demarat lucrări de construcție, restaurare a cetății Soroca și a complexului monumental Codul Înalt Vaslui. În procesul acestor lucrări s-au făcut diferite momente pentru a reda autenticitatea cetății Soroca și complexului Codul Înalt din Vaslui. Eu vă îndemn pe toți tinerii, populația raionului, municipiului Soroca, ca să participați activ la vizitarea expoziției, dar nici în loc de expozițiilor care se petrec aici, în incinta muzeului, pentru a face cunoștință cu istoria, rădăcinile noastre, pentru a amplia sufletele de bucurie și de a afla multe lucruri interesante de a descoperi tezaurul nestemat, unic al țării noastre. Eu vă felicit, vă doresc o conlucrare fructuoasă mai departe, în continuare pe alte proiecte, să finisăm cu brio acest proiect și să avem sănătate, succese, noi înălțim proiecte de comun acord și la mai mult și la mai mare să ne fim de bun al și lucrăm cu mult doamnă Ileana, care este prezentul de fapt foarte multe de-a proiectului anului.
doamna cu banii din proiectul. Mulțumesc pentru prezentare. Mă numesc Elena Calun, sunt manager financiar în cadrul proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun, și astăzi voi fi purtătoare de cuvânt cu mesajul de salut pentru delegația din Vaslui, România, și pentru toți cei astăzi prezenți la deschiderea de mesajului expozițional. Am deosebită plăcere să constat că evenimentele care au fost stabilite în cadrul proiectului și partenerul 2 Muzeul Ștefan cel Mare Vaslui astăzi este la ultimele două evenimente care cu succes vor fi atinse și pentru ce și felicităm că vor atinge 100% de acum realizarea a obiectivelor specifice. Dacă în cadrul proiectului obiectivul general este conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, unde o deosebită atenție se acordă mai mult restaurării celor două monumente reprezentative pentru cele două maluri în regiunile Vaslui și Soroca, Muzeul Județean Vaslui este partenerul care se ocupă mai mult de promovarea evenimentelor transfrontaliere și pe care le-a realizat cu succes. Domnul Laurențiu, o deosebită plăcere am să vă mulțumesc pentru tot cât ați realizat și ceea ce urmează de finalizat până la sfârșit de proiect. Mulțumim gazdei care, în persoana domnului Victor Butnaru și în mod special și domnului Grigori Bucătaru, care și-au adus contribuția și evident că scot în evidență identificarea noastră culturală și duc promovarea dialogului cultural între cele două regiuni, dar și Muzeul Național a Moldovei, Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, care a fost prima gazdă care a găzduit această expoziție în perioada de la 7 până la 21 noiembrie. Și evident tuturor specialiștilor care nu sunt cunoscuți, văzuți, dar care ne-au ajutat cu mare succes această expoziție să ajungă și la Soroca și să poată fi admirată de vizitatorii orașului Soroca. Încurajăm și noi toți sorocenii, dar și toți locatarii Republicii Moldova care n-au vizitat această expoziție în Chișinău să vină la Soroca și să o poată admira, să culeagă emoții pozitive și evident să poarte cu demnitate aspectul istoric care este implementat atât prin faptele noastre, cât și prin gândurile noastre și promovat în continuare discipulilor noștri. Vă mulțumesc mult tuturor celor prezenți și vă dorim o admirație și emoții pozitive de la expoziția care astăzi este la vizualizare. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc, domnule director. Vreau primul să salut oaspeții de la Vaslui. Vă salut pe dumneavoastră, toată prezența. Sunt, în primul rând, nu că ne rad, am venit de faptul că sunt atât de interesat de această expoziție profesorii învățământului artistic, școala de arte plat, școala Eugen Poca din Soroca, dar și, în primul rând, generația tânără care vine întotdeauna interesat de ceea ce se întâmplă în Muzeul de Istorie și Etnografie din Borea Bulat din Soroca. Desigur, este foarte important că prin acest proiect de restaurare a cetății a apărut și oportunitatea ca sorocenii și toată lumea să poată să viziteze această expoziție fără a merge la Muzeul Vaslui. Și cred că acesta este cel mai important lucru. Asta nu se întâmplă, nu vă așteptam. Da, dar trebuie să mergi, desigur. Noi am fost la Vaslui, am vizitat muzeul, participat la un festival medieval la Vaslui. Urmează acest festival, din dreapte, în 15-16 decembrie la Soroca. O să vedeți că o să fie foarte frumos, chiar în acestei Soroca. Iar vreau să spun un singur lucru, căci pe mine personal, cred și pe dumneavoastră, vă bucur faptul și vedeți că Muzeul de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat se schimbă la față, prin restaurarea muzeului, prin lucrările care s-au făcut. Deci este vorba de atragere investițiilor prin care noi am reușit să restaurăm muzeul, după cum a spus Nicolae Bulat. Și aceste vitrine, care astăzi acum este de fapt, vreau să spun că este primele exponate care sunt în aceste vitrine noi din incinta Muzeului Istoriei și Etnografiei Nicolae Bulat. După cum am spus că urmează să continuăm ca acest muzeu să fie cât mai multe expoziții,
colaborarea cu dumneavoastră o să fie foarte fructuoasă și sperăm în viitor la mai multe expoziții, schimb de expoziții, pentru că sunt sigur că Soroca la fel poate să vină la Vaslui și să arăte și avem multe exponate. Dumneavoastră vă mulțumim și vă asigurăm că muzeul va fi deschis pentru dumneavoastră oricând. Veniți cât mai mult la muzeu, învățați de aici de la muzeu și transmiteți celor care n-au fost să vină să vadă. Vă mulțumesc! Permiteți-mi să o fac pe gaza, având în vedere că din vreo 24 de ore tot bala ca pe domn director, ca să facem expoziția cât mai repede și să aveți astăzi ce vedea și acum, da? Permiteți-mi să mai spun faptul că colaborarea noastră cu municipiul Soroca, cu raionul Soroca, este începută de mai bine de 2 ani. Ea s-a materializat nu numai prin în debutul lucrărilor de consolidare, restaurare și valorificare ale celor două eficii ștefaniene, cetatea dumneavoastră de la Soroca și ansamblul monumental de la podul Navasului, adică acel loc unde vă spuneam că a avut loc victoria de la Vaslui podul Nav din 10 ianuarie 1475, dar proiectul s-a materializat și prin alte fapte, cum ar fi prin editarea unor materiale specifice a culturii, istoriei și civilizației de pe ambele maduri ale Prutului și, desigur, și prin, așa cum ați înțeles deja, prin organizarea două festivaluri medievale, la Vaslui deja a avut loc, la dumneavoastră înțeleg că data s-a modificat 16-17, s-a modificat pentru mine. Dumneavoastră nu s-a modificat, dar pentru mine e un problem. Dar nu contează, vom fi prezenți. Da, așa. Și, desigur, să nu uitați că acest proiect, într-un fel sau altul, chiar dacă el se încheie la 31 decembrie anul acesta, el va continua prin faptul că, într-un fel sau altul, el ne obligă să fie o punte de legătură în colaborarea pe viitor sub forma unor manifestări cultural-științifice, cum ar fi expoziții, simpozioane și așa mai departe. De aceea, domnul șef de la Direcția Cultură și Turism, domnul Bucătaru, a intuit foarte bine că nu veți scăpa de noi, cum nici noi nu vrem să scăpăm de voi. Vă mulțumesc! Da. Declarăm expoziția deschisă, o puteți vizita, astăzi gratuit. Mâine, dacă veniți interziu, și vă și costă. Așa că, și da. Puteți să puneți întrebări în cadrul vizitării expoziției. Și în sfârșit a venit și domnul director. Da, nu ce scuze. Deci noi mai avem aici rugăminte, deosebit pentru tinerii noștri, viitori băieți, care avem aici prezent, și toți doritorii, alături în galeria noastră multifuncțională, noi dorim să vă invităm ca să participați la un simpozion care vă va face și vă va aduce lumină asupra epocii din Ștefan cel Mare, unde ne va vorbi domnul Laurențiu și noi o să completăm în locura noastră. Da. Modestul noastră posibilități. De fapt, tema e mai largă, e vorba de valorificarea patrimoniului ștefanian mobil în muzeile din România și în Republica Moldova. Deci, noi vă propunem și vă rugăm 10 minute mai luați cunoștință cu asta, domnul Mitru, vă rugăm în galerie și toți doritorii iar, vă rugăm să ne onoreze cu prezența lor.